Partiul de sâmbătă seara îi găsea pe Deni și Viorel în plină ploaie de săruturi. Ce? Ce e de tare? Tare? Ce de tare? Nu știu să-ți explic. Nu explic, încă de tare. Nu se poate explica. Mamă. Dar Viorel este precaut și transmite iubitei lui câteva semnale să se camferească prin casă de anumite persoane. Hai să vezi tu la tas cu telefonul. Hai să vedem. O să vezi. Ce să văd? Mesaje? Poze? Conversații? Vezi capacitatea bărbatului de lângă tine. Și nivelul. Nu se vede. Apară să vezi tu. Mi-am văzut deja. Nu știu ce să zic. De-aia am ales, m-am văzut. Mă vedeam, mă alegeam. Băi, ca tot cântam eu ieri când dădeam cu mob. Bă, cum am dat seama? La greu nu te ajută nimeni. Și ce vreau să zic ție? Ne-am întors de la Capricii. Da. Ai văzut și tu o remarcă de la care te-a stârnit? Dar nu eu am luat decizia. Eu vreau să pun Deni și Viorel. Deși nu că îi consider pe ei slab, știi? Dar la modul că mai e mei. Să merge ție cu bună, cu bunătatea asta. Ai grijă. Așa. Din bunătate nu te aud când ai să fii dezamăgit. Eu ți-am zis și te-am atenționat mereu. Ține minte că ești într-o competiție. Eu. Ai văzut cu ochii tăi. Dar tu crezi că nu văd? Că m-am și zis că nu vreau. Pentru că e prietena mea și mă cer cu ea. Păi, dar nu poți pe prietenii, Miruna. Da, uite că am vrut pe prietenii, ca să nu mă cer cu Inga, că de restul nu mă interesează. Păi, nu aștepta să dai capul de pereți. Văd mai mult. Că eu te atenționez. Eu te atenționez dinainte. Atenție, nu știu, doar că la să fac. Da. Da. Acum înțelegi de ce eu tot zic iubirea mea, focus. Focus, dar ne văd iubirea. O lună mândru. Da, dar nu mai du așa, că... Dar te las, te dai cu capul. Lasă-mă să-mi iau cu capul. Te las. Că dacă îmi dai cu capul... Te-ai dat odată. Odată te-ai dat. Rău. Nu arătați. Aici este un joc psihologic. Și toată rugămintea mea este că atunci când îți voi zice un lucru, e să mă asculți fără întrebări. Așa. Te rog din tot sufletul meu. Fără întrebări. Că sunt multe chestii aici, când e etapa competiției care devine din ce în ce mai presantă. Te ascultă. Când îți zic, fără întrebări. Ai văzut că iubitul tău nu-i fraier? Nici nu-s fraier, dar ales tac. Și eu. Păi am tăcut de când nu mai văzut cu mine vreun conflict? Și mi-am luat și femeie deștept. Puțin încă, puțin atâta deștept. Mai reglat. Bă, te iubesc, mă. Bă, fraierul, bă. Bă, fraierul, bă, te iubesc rău. Yo, ce plăcită fost! Serios? Dar, bro! Dar nu mai tot! Nu pot să explic! Explică! Dar nu pot să explică! Dar ce explica că-mi vine să iau de mână să plecăm acasă! De ce să plecăm acasă? De-aia, că nu mai am nevoie de nimic! Nu, că te ajută, te va ajuta foarte mult experiența asta, crede-mă! În primul rând la chestia asta cu... Dar te scoate din sărite! Și la ce te va ajuta cel mai mult chestia asta și... De a avea și de suferit la chestia asta, cu bunătatea la suflet, prea sufletistă. Hai să vezi în competiția asta ce înseamnă să fii un om prea sufletistă. Da. Hai să vezi. Și am văzut că el m-a simțit foarte prost, tot ce am rămas la tot. Și niciodată, dar niciodată, să nu ai așteptarea de la un om să fie cum ești tu. De ce te-ai simțit prost, Deni? Deci m-am simțit prost pentru că
când am fost la capricii, am fost deranjată de afirmația Mirunei, că mai bine ne vota pe mine și pe Viorel decât să-și voteze prietena. Adică merg foarte mult pe corectitudine, eu personal, și știu că și afară, dacă o prietena mea greșește cu ceva, eu îi spun verde în față. Adică nu încerc să o protejez doar ca să nu se simtă... Corect, dar pe de altă parte și ei au fost corecți cu votul. Din punctul lor de vedere, adică dacă era să voteze pe prietenii, vă voteau pe voi. Știi? Corect, exact. Și pe urmă m-am simțit prost că am spus acest lucru, adică trebuia doar să-l gândești și să nu îl și spun, pentru că și ea era nervoasă în momentul respectiv și ne certam pentru că nu m-am abținut eu. Ce râzi, Viore? Nu, i-am zis doar că e normal să aibă o părere și foarte bine că mi-a spus. Nu aveam nicio problemă cu chestia asta. Doar că noi deja ne cunoaștem și eu știu când Deni e nervoasă. Eu în momentul ăla mă certam cumva cu Cosmin și atunci mi-a aruncat-o. Și i-am zis, băi Deni, puteai să mă spui oricând, dar nu în momentul ăla. Nu cam ceva cu părere, foarte bine să-și o expun. Da, dar în casa Mireasa totul decurge așa, replică în replică în replică. Tu ai zis o replică, a auzit-o și ea, s-a simțit, nu putea să spună replica după două ore, înțelegi? Că nu își mai avea efectul. Da, dar să nu fie surprinsă de ce am reacționat atunci mai urât. Măi, fiecare reacționăm cum da. Ne e firea. Da. Tu ești colerică. I-am explicat de ce am fost mai aprins în momentul acela, nu că mă deranja părerea ei. Asta nu te scuză nici pe tine, nici pe ea, nici pe ei? Normal, adică, da. Na. Zi, Viorel, ce avertismente? Hai să aflăm. Ce anume, ce să zic? Am zis ce am avut de zis. Ai zis, da? Și dacă e ceva, îi spui și ea să nu pună nicio întrebare, da? Da. De ce, ce s-a întâmplat? Ce ai văzut tu de ești așa conspirativ cu discuțiile astea în gardă? V-am spus, văd cuțitele pe masă. Au fost niște lucruri. Au fost? Da. Când? Recent. Recent, ok. Dacă au fost, presupun că le vedem și noi, că noi suntem noi ultimii. Da. Da? Le vadă toată lumea. Poftim? O să le vadă toată lumea. Când? Nu știu. Zim, ca să programăm, zim. Fiecare vede în perspectiva lui și poftim? Fiecare vede ce se întâmplă în jurul lui și fiecare da, ai văzut tu și cine a mai văzut? Hai că te întreb altfel. Nu știu cine și cum. Fiecare. Tu, mulți au văzut. Mulți au văzut? Da. Mamă, aici. Am emoții, vă jur. Abia aștept. Dacă e legat de mine, nu consider că e o surpriză că Inga e prietena mea și cumva... Stai un pic, nu cred că are legătură. Stai, că eu mai știu și altele. Nu are legătură, dar stați că se termină emisiunea și trebuie să anunț că într-un sfert de oră, hai, 20 de minute, Miruna și Cosmin, intrați în live cu Fanny, da? Pe Facebook, intrați acolo, pregătiți-vă că o să discutați cu ei, o să le spuneți multe, sunt convinsă că multe de bune, dar multe și, adică să vă așteptați, eu pe toți îi avertizez. Facebook-ul este platforma tuturor. Asta e.